La nivelul județului călăraj, în data de 18 octombrie, în contextul informării privind situația generată de răspândirea virusului COVID-19, datele erau următoarele. 450 de persoane se aflau în carantină la domiciliu, 199 de persoane în izolare la domiciliu, 86 de persoane în izolare instituționalizată fiind internate, iar în ultimele 24 de ore s-au înregistrat 42 de noi cazuri de infectare COVID-19. De la începutul epidemiei, la nivelul județului călăraș au fost înregistrate 1198 de persoane confirmate. S-au înregistrat și 48 de decese. Dintre acestea, trei decese s-au înregistrat în ultimele 24 de ore. Doi bărbați cu vârstele de 79, respectiv 77 de ani, au decedat la Spitalul Municipal din Oltenița, iar al treilea deces s-a înregistrat la Institutul Național de Boli Infecțioase Matei Balș din Capitală, unde și-a pierdut viața un bărbat de 68 de ani. Cei trei bărbați prezentau comorbități. Forțele de ordine, constituite din polițiști, jandarmi și polițiști locali, au efectuat în continuare acțiuni privind ordinea și siguranța publică în contextul prevenirii și combaterii răspândirii noului coronavirus, cât și pentru descurajarea faptelor de natură contravențională. Echipajele Inspectoratului pentru Situații de Urgență Barbuștirbei al județului Călăraș efectuează zilnic acțiuni de informare preventivă în localitățile județului, iar cadrele Inspecției de Prevenire desfășoară activități de îndrumare și control al operatorilor economice, și instituții publice în vederea respectării măsurilor prevăzute de lege. Autoritățile fac apel la cetățeni să respecte măsurile stabilite de specialiști în perioada stării de alertă, distanțarea fizică, evitarea aglomerațiilor, igienizarea sau dezinfectarea frecventă a mâinilor și purtarea mijloacelor de protecție individuală, măsuri necesare pentru a proteja sănătatea tuturor.